Antena 3, Liviu Dragnea lansează un atac devastator la adresa lui Klaus Iohannis pe tema dosarelor penale închise pe numele acestuia. Liderul PSD susține că președintele este protejat, iar dosarele îi sunt îngropate de către procurorul general. Mai mult, Carmen Iohannis a fost chemată la audier, citez, noaptea ca hoții. Asta în vreme ce abuzurile continuă în dosarele pe care nu îi vizează pe cei protejați. Abuzuri nemaipomenite, dosare măsluite, dosare făcute prin fraudă, prin presiune și prin șantaj. Protocoale secrete spun că da, și lor li se poate întâmpla să fie luați și condamnați fără să fie vinovați. 63%. În situația asta au adus România din punct de vedere al percepției românului față de actul de justiție. Cine? Cei care sunt de dimineață până seara în gură cu statul de drept. În mintea lor, statul de drept este statul de drepți, adică statul pe care ei îl controlează. Ei să hotărească cine să meargă la pușcărie, cine să scape. Klaus Iohannis vorbea acum câteva zile acest domn, ca așa pare domn, de albirea unor dosare. Păi chiar nu este rușine cu atâta minciună? Cine i-a albit lui cele peste 40 de dosare făcute în legătură cu casele furate de la stat? Nu cumva prietenul lui care lucrează în parchetul general? Ei vorbesc despre aceste lucruri. Soția lui când a fost la parchet? A fost sau nu a fost? Nu cumva a fost noaptea ca hoții? Adică de ce trebuie să fie o justiție selectivă? Colegul meu, Robert Kiș, a ascultat discursul lui Liviu Dragnea, precum și declarațiile celorlalți lideri ai Partidului Social Democrat. Mergem acum la Robert Kiș. Bună ziua, Robert! Ești în direct. Bun găsit! Un discurs incendiar al lui Liviu Dragnea aici la Slobozia, un discurs în care s-a referit la mai multe teme, care cel mai probabil vor fi teme de campanie pentru Partidul Social Democrat. A făcut și profilul europarlamentarilor și spunea președintele PSD că în maximum 2 săptămâni ar trebui să fie finalizată lista partidului pentru alegerile europarlamentare. De altfel, Codrin Ștefănescu se referea la faptul că începând de astăzi începe campania, le transmitea acest lucru celor prezenți aici la conferința de alegeri. Lupta pentru alegerile prezidențiale. Putem considera inclusiv discursurile susținute de aici, discursuri de campanie electorală. S-a referit Liviu Dragnea de altfel în conferința de presă și la ceea ce urmează săptămâna viitoare, pentru că vorbim de adoptarea proiectului bugetului de stat pe anul 2019, după ce președintele l-a retrimis în Parlament. Probabil săptămâna viitoare va fi adoptat bugetul, dacă guvernul va da ordonanța de urgență privind acea lege pentru aprobarea plafoanelor, o ordonanță de urgență care este așteptată luni a fi pe masa executivului. Dincolo de situația bugetară, am văzut atacuri în rafală la adresa președintelui Klaus Iohannis, la adresa serviciilor secrete și la adresa modului, la adresa justiției, a modului în care a fost făcută justiția. A plecat în urmă cu puțin timp Liviu Dragnea de aici, de la Slobozia, unde a fost ales președintele organizației Ialomița după îndepărtarea lui Marian Neacșu. Noul președinte este Marian Pavel. Klaus Iohannis arată încă o dată că nu-i pasă absolut deloc de binele românilor, nu are niciun fel de tresărire că milioane de copii din România puteau primi deja de la 1 martie alocație mai mare, mai mult decât dublă, nu-l interesează absolut deloc prin faptul că întârzie aprobarea bugetului și publicarea bugetului și promulgarea bugetului, se întârzie investiții pe care le așteaptă fiecare comunitate din România, și investiții mici și investiții mari, îl interesează doar un singur lucru. Indiferent cât rău face acestei țări, să blocheze guvernarea.